Doamnelor și domnilor, bun găsit la Maratonul Electoral. Emisiunea Media Obiectiv are ca invitații în studio astăzi pe doi directori de instituții de învățământ. Stăm de vorbă cu domnul profesor Ioan Bogdan, directorul Colegiului Național Radu Negru. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și cu domnul director al școlii gimnaziale Ovidiu Însușanu, profesorul Ioan Negrilă. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Faceți parte din mediul de învățământ. Vă doriți schimbări benefice sau menținerea unor condiții impuse de actualul guvern în sistemul de învățământ? Vreau să discutăm ce așteptări au profesorii, ce vă convine în sistemul de învățământ și ce v-ați dori în viitor. Domnule director Bogdan, vă ascult. Este normal ca într-o astfel de etapă să promovăm pe cei care muncesc să dăruiesc pentru categoria dascărilor din țara românească. Trebuie să menționez că acest guvern, condus de premierul Ponta, după ce a ajuns la guvernare, a reușit să întregească salariile profesorilor care au fost tăiate de către guvernul anterior și trebuie precizat cu destulă tărie că este vorba de guvernul Boc, și toți cei care l-au ajutat să fie la guvernare în acea perioadă, când profesorii au avut foarte mult de suferit. Guvernul Ponta a fost cel care a întregit salariile, care a acordat o atenție deosebită categoriei de profesori din țara românească, și anume, numai că a întregit salariile, în această perioadă am întocmit proiecte prin intermediul Ministerului Educației și Învățământului încât să susțină pregătirea pe care trebuie să o aibă cadre didactice în procesul instructiv educativ. Chiar în această perioadă, și nu este o perioadă, cum se spune, electorală, ci și cu anii anteriori, profesorii au beneficiat de o sumă nu prea mare, dar destul necesară pentru a putea o folosi în perfecționarea activității proprii. Trebuie să menționez că această sumă este destul de importantă prin faptul că cadrele didactice o folosesc pentru diferite cursuri de perfecționare și de ce nu pregătirea permanentă pe care trebuie să o facă. Trebuie să arătăm că acest guvern, guvernul Ponta, a menținut bursele pentru elevii care frecventează școala profesională, că a avut grijă în această perioadă destul de scurtă de guvernare, încât elevii și cadre didactice care lucrează în mediul rural să beneficieze la nivel național de peste 650 de microbuze. Aceste microbuze sunt foarte importante datorită faptului ușurează deplasarea elevilor de la o școală cu un număr mai mic la școlile de centru în diferite localități rurale. Trebuie să menționez că și Colegiul Radu Negru a beneficiat de un astfel de mijloc de transport și care ne este foarte necesar pentru deplasările pe care le facem atât pentru elevii care se deplasează la concursurile școlare și la olimpiadele școlare de la județ, datorită faptului că sumele pe care le aveam la dispoziție până acum erau destul de mici și trebuia să apelăm la alte mijloace materiale pentru a putea susține această activitate care este destul de importantă pentru Colegiul Radu Negru. Domnule profesor Negrilă, înainte de a fi profesor, înainte de a fi directorul acestei școli gimnaziale, sunteți părinte. Discutați cu părinții, simțiți pulsul părinților, dar și al elevilor. Ce vă doriți dumneavoastră, practic, de acum înainte, după această etapă, care înseamnă alegerea președintelui României? După această etapă, eu sper ca lucrurile să se așeze pe făgașul lor normal. De ce? Tocmai spunea domnul profesor că guvernul Ponta a făcut niște lucruri pe care noi nu le-am
preavut sau care ne-au fost luate. Aș mai aminti aici, până a trece la întrebarea dumneavoastră, cele două ore care nu se mai fac de către cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime, da? Catedra este de 16 ore, nu de 18 ore, deci s-a revenit la ceea ce a fost atâta timp înainte și după aceea s-a luat. Mai mult decât atât, proiectele, fondurile care vin, avem proiecte pe fonduri europene cu a doua șansă, copii care n-au reușit sau oameni chiar la o anumită vârstă care n-au reușit să termine școala în clasele sau clasele 1-8, vin acum pentru că și-au dat seama că educația este o prioritate pentru ei și pentru a putea realiza ceva au nevoie de cel puțin de acele 8 clase, vin ca să-și reîntregească studiile. Și mai mult decât atât și mai concret sunt cei 700 de lei care s-au primit în această perioadă pentru achiziția de materiale educaționale, pentru specializări, pentru pregătiri, pentru că noi suntem puși în situația de a ne pregăti continuu. Dacă în alte instituții sau în alte întreprinderi, da, avem o situație clară, domnule, piesa respectivă, tehnologia este aceeași, acolo se mai modifică tehnologia, se mai robotizează, se mai tehnologizează, se mai informatizează. Care este condiția profesorului din zilele noastre? Este undeva un fel de cenușăreasă a societății. Pentru că, haideți să ne gândim la imaginea pe care o avea profesorul înainte, da? Fără niciun fel de discuție, era un fel de mentor, un fel de imagine pe care trebuia să o atingi. Acum, din cauza acestor finanțări pe care nu le avem, nu pot să spui că lucrurile astea merg spre bine. De ce? Pentru că atâta timp cât profesorul îți vine cu materialele și planșele didactice făcute de acasă pe banii lui, când transportul la anumite primării nu se transportul cadrelor didactice care sunt la distanță nu se plătește, când mai ales învățătorii, diriginții vin cu topul de hârtie de acasă, tot așa, este o problemă. Este o problemă efectivă de imagine. Și mai mult decât atât, trebuie gândit și în felul următor. Profesorul și, în general, nu numai profesorul, toți cei care sunt în sistemul bugetar, medicii, profesorii, au nevoie de specializare, au nevoie de a-și îmbogăți cunoștințele. Nu poți să faci acest lucru când te duci în librărie și un atlas sau un dicționar costă 5 milioane și tu un salariu de profesor debutant este de 6. Ei, aici chiar aș putea să spun că s-au mărit salariile cadrelor didactice debutante. Mai mult decât atât, s-au mărit alocațiile pentru copii care provin din medii sociale. Și vorbim de programe și de inițiative care s-au luat acum, nu-i așa, domnule director? Da, este adevărat. Totuși, acest guvern, punând baze pe educație, și datorită faptului că facem parte din Uniunea Europeană, a inițiat atâtea proiecte, nu numai pentru perfecționarea cadrelor didactice, ci participarea elevilor și cadrelor didactice la cunoașterea acestui învățământ european. Eu vreau să scot în evidență că, concret, noi, în Colegiul Radu Negru, am beneficiat de acest ajutor pe care l-a primit din partea Uniunii Europene prin proiectele pe care le-am desfășurat și bineînțeles că ne-am adus un aport destul de bun, substanțial, în ceea ce privește cunoașterea învățământului românesc în Europa. Așa cum menționa colegul, trebuie să arătăm că acest învățământ românesc este într-o continuă perfecționare
Și dacă nu se asigură o bază materială corespunzătoare, nu poate să facă față progresului pe care îl are învățământul european. Exact, și revin puțin pe urmă, vă întreb și pe noastră, la întrebarea dinaintea acelei discuții. Ce spun părinții, ce și-ar dori părinții pe viitor pentru educația copiilor? Părinții și-ar dori cam ceea ce îmi doresc și eu pentru copii. Da? Părinții și-ar dori să aibă o tehnologie performantă în sălile de curs, să putem avea acces peste tot la internet. Se găsesc foarte multe informații, trebuie să putem să le accesăm. Mai mult decât atât, pentru a accesa aceste informații și pentru a face o diferențiere între informația bună și informația mai puțin bună, avem nevoie de oameni pregătiți. Părinții își doresc un număr de copii în clase care să ajute la o desfășurare corectă a spațiului de educație. Părinții își doresc copiilor să fie protejați, să fie în siguranță, să fie securitate. Ei, dacă finanțarea care de 2 ani de zile a început ușor-ușor să se vadă și în învățământ nu se continuă, vom rămâne din nou la același lucru care l-am avut până acum și nu este normal. Eu zic că bazele unei societăți este educația și mai mult decât atât este, pe urmă, sănătatea. Pentru că dacă nu ai o educație și nu ești sănătos, nu poți să mergi mai departe ca să realizezi o zonă economică prosperă. Ca să ai o economie bună, trebuie să ai specialiști. Aceștia se formează pe zona de educație. Se formează încă de acum din clasele primare, din gimnaziu, în liceu, pe profile bune, pe profile specifice zonelor, pe tot ceea ce se poate realiza. Ei, asta a încercat guvernul Ponta să facă. Asta a încercat ministrul fondurilor europene să facă. Asta se încearcă. Este foarte ușor să spui, da, dar se putea și mai mult. Normal, poți să spui pentru cel din exterior, dar pentru cel care ești în interior și vrei să construiești treptat și sigur un lucru care să aibă efecte în viitor, 2 ani de zile este destul de puțin. Lucrurile s-au așezat și au început să funcționeze. Lucrurile au început să dea roade. Mai puține acum, dar ele se văd peste câțiva ani de zile. Nu poți să ai un efect imediat. Efectele imediate s-au văzut, așa cum v-am spus, reîntregirea salarizării, norma profesorului, ajutoarele sociale pentru copiii cu familii dezavantajate, toate acestea se văd. Și de unde s-a plecat, domnule director Ioan Bogdan? De unde, cum spunea domnul director Negrilă, din urmă cu 2 ani, unde ne situam atunci și pas cu pas unde s-a ajuns, dacă vorbim de toate aceste oportunități? Da, este adevărat. Deci în planul de educație sunt 3 factori importanți și anume este cadrul didactic, familia și elevul. Eu trebuie să menționez încă o dată că acest guvern condus de premierul Ponta, de când a ajuns la guvernare, a acordat ca ajutor pentru copiii care au posibilități mai mici să-și procure un calculator cu o sumă de 200 de euro pentru fiecare elev în parte care și-a dorit acest lucru. A apreciat munca pe care au depus-o elevii și cadrele didactice, cât a acordat premii pentru olimpici. Este un lucru important că și cei care aduc performanța sunt respectați și li se acordă respectul respectiv. Trebuie să arăt că totuși acest guvern în anul școlar trecut a acordat peste 150.000 de abonamente pentru elevi. Mi se pare totuși o cifră, să zicem, mică, dar gândiți-vă că au fost guverne înaintea guvernului Ponta care nu au alocat nicio sumă pentru deplasarea elevilor către școală.
Dar să nu uităm pe cei care muncesc pentru a întreține acești elevi, pe părinții, familia elevilor respectivi. Și pentru aceștia, guvernul Ponta a făcut destul de multe lucruri importante. Vreau să menționez cu tărie că acest guvern a majorat salariul minim pe economie de la 700 de lei la 900 de lei. Dacă ne uităm în procente, acesta este o creștere de peste 30%. Tot acest guvern a înființat 140.000 de locuri de muncă, pe când guvernul Boc a tăiat și a pus pe drumuri 700.000 de salariați. Deci, numai să ne gândim la aceste mici aspecte, dar un lucru important este că a sprijinit întreprinderile mici, pe cei care doresc să angajeze pe angajatori, i-a susținut prin subvenție, cei care au încadrat într-un loc de muncă personal care era peste 45 de ani. Motiv pentru care dumneavoastră, trebuie să menționez acest lucru, faceți parte din biroul executiv al organizației municipale a PSD Făgăraș, de aceea vă aflați în studio, pentru a susține la funcția de președinte pe candidatul Victor Ponta. Domnule director, vă ascult, Negrilă. Tocmai fiind într-o perioadă de campanie electorală, suntem de a susține candidatura domnului premier Victor Viorel Ponta la cea mai înaltă funcție în stat, la funcția de președinte, și eu, din punctul meu de vedere, consider următoarele lucruri. Avem nevoie de o zonă socială. Avem nevoie de tot ceea ce se întâmplă pe o platformă socială pentru a rezolva toate problemele care s-au ivit, cum discutam mai devreme, pe educație, pe sănătate, pe armată, pe zona de pensii, pe absolut tot ceea ce ține de zona aceasta a oamenilor care depind de stat. Este drept că și partea economică trebuie să funcționeze, dar nu poți funcționa când, cum spunea domnul profesor, îți sunt blocate posturile. Și aici, pe parcurs ce vorbim, mi-aduc aminte de blocarea posturilor, de exemplu, la nivelul universităților. Da? De blocarea posturilor erau 7-1. Se blocau 7 și se elibera un post, ceea ce s-a făcut. Nu se pot face dintr-o dată toate, pentru că țin de o legislație. Toată lumea trebuie să înțeleagă că această legislație trebuie respectată și această metodologie. Și atunci, până s-a revenit, normal că a fost o perioadă de timp. Dar s-a făcut, s-au rezolvat aceste lucruri. Îl susțin pe domnul Ponta pentru că fac parte din zona socială, sunt profesor. Meseria mea este de profesor și este efectiv pe zona socială. Așadar, le recomandați profesorilor în acest al doilea tur de scrutin să gândească la toate aceste motive, domnule director? Da, eu cred că totuși cadrele didactice, făgărășenii în general luând, se vor gândi foarte bine atunci când merg la vot că trebuie să-și aleagă un președinte care pe o perioadă de 5 ani și dacă nu de 5 și nu mai mult să fie alături de ei, să fie alături de guvernul pe care îl va sprijini în toate proiectele pe care le are. Eu trebuie să menționez însă că suntem într-o zonă care ne găsim între Brașov și Sibiu. Trebuie să arătăm că Partidul Social Democrat a luptat atât de mult încât zona centru să aibă centru chiar la Brașov. Este unul dintre punctele cele mai importante pe care le-a realizat până acum în ceea ce privește investițiile, și un rol destul de mare va avea autostrada care va lega Brașovul de Sibiu și de vestul. Existând voci care probabil nu se va realiza acest lucru sau că au participat și alții la acest proiect. Nu.
trebuie spus cu tărie că acest lucru este creat de către Partidul Social Democrat. Am încredere că aceste proiecte care sunt puse pe hârtie vor trece după aceea să realizeze. Și este un lucru foarte important pentru dezvoltarea Făgărașului când autostrada va face această legătură cu municipiul nostru. Este important să menționăm acest lucru datorită faptului că vedem și acum suferim destul de mult din cauza investitorilor care nu ne caută și pe noi cum se găsesc în alte zone ale țării. Sperăm că acest lucru să ne ajute încât făgărășenii să beneficieze de investitori, de locuri de muncă și de ce nu să aibă o viață mult mai bună decât pe care o au la ora actuală. Există un voci, vreau să spun, domnule profesor Negrilă, din rândul simpatizanților de stânga, potrivit cărora dacă iese Iohannis, ne putem lua gândul de la această autostradă. Ce părere aveți? De fapt, știți că ați auzit și noastră toate aceste discuții. Eu am purtat astfel de discuții. Da, eu zic în felul următor. Se vede concret acum ceea ce s-a făcut pentru Brașov și ceea ce se urmărește a se face pentru Brașov. Să nu, n-aș vrea să-mi spună nimeni, nici din Făgăraș, nici din altă parte, că capitala regiunii, dacă nu va fi domnul Victor Viorel Ponta președinte, nu se va muta către Sibiu și atunci Făgărașul iarăși va rămâne într-o zonă, așa, un fel de gaură neagră și a economiei și a transporturilor și a tot ceea ce înseamnă această regiune. De asta ne dorim această capitală regională să fie la Brașov, pentru că facem parte și din structura administrativă a Brașovului. Vedem numai exemplu cu apa, când plătim dublu la Sibiu față de ceea ce se întâmplă la Brașov. Deci este un exemplu concret. Da? Pe urmă, avem aeroportul de la Brașov, care ni s-a promis de atâta timp, în atâția mari de ani, atâtea campanii electorale și care acum, fiind mutat la Ministerul Transporturilor, este, hai să zicem, o comoară pentru ceea ce se va întâmpla la nivelul județului Brașov. Pentru că toate transporturile aeriene, toate transporturile de turiști vor ajunge întâi la Brașov. Pe urmă, cum spunea domnul profesor, această autostradă care va fi prioritară, da, Brașov către Sibiu, iarăși ne va ajuta foarte, foarte mult. Țineți minte că ocolitoarea ni s-a promis de când eram eu copil, da, și mai am un pic și ies la pensie și tot nu se face. Ei, aceste studiile de fezabilitate, din câte am înțeles, deja au fost aprobate și deja s-a demarat toată documentația pentru a fi făcută această autostradă. Nu putem să ignorăm aceste lucruri. Într-adevăr, fiind aici, da, am putea spune, domnule, și Sibiu are nevoie, și alte județe au nevoie. Corect. Dar, în primul rând, mă interesează situația economică, socială, administrativă a Brașovului și, în special, a Făgărașului. Pentru că, dacă ies în stradă, m-aș muta mâine în alt oraș. Dar am părinții, am toate rudele aici, am prietenii aici și dacă am făcut această alegere și când trebuia să mă mut, n-am făcut-o și am rămas aici, vreau să rămân aici și să trăiesc într-un oraș civilizat, într-un oraș care are o speranță că totul va fi mult mai bine. Ei, eu văd această speranță, mai ales și din punctul de vedere al, v-am spus, al tuturor categoriilor sociale și chiar al celor de vârsta a treia, a pensionarilor, care, discutam mai devreme cu cineva, au rămas singuri. Copiii pleacă. De ce să plece? De ce să nu rămână aici, să aibă o situație economică bună? De ce să nu construiască aici? Povesteam cu cineva din altă țară și au spus, domnule, dintr-un orășel de 15.000 de locuitori, au ajuns la 40.000 în 2 ani de zile. Sau în 3 ani de zile, pentru că li s-a creat condiții economice. Ei, de asta votez cu Victor Viorel Ponta.
Și dumneavoastră un mesaj, domnule director, pe final de emisiune pentru Făgărășeni? Da. Datorită faptului că de o perioadă destul de mare sunt în viața publică, datorită faptului că sunt profesor și, bineînțeles, mi-au trecut prin mâna generații de elevi. Și consilier local, trebuie să amintim și acest lucru. Și consilier local în această perioadă. Dar ar fi foarte multe lucruri de spus în această calitate și nu este spațiu necesar de timp. Eu îndemn pe toți făgărășenii, cei care sunt de bună credință, care vor ca familiile lor să fie împlinite, ca la oaltă, cum erau și mai de mult, copiii, părinții și bunicii să fie la un loc, să poată să fie în preajma unor celorlalți și, de ce nu, să avem speranța că sub guvernarea Partidului Social Democrat și președinția lui Victor Ponta, Făgărașul poate să prospere. Avem această șansă să o facem acum. Invit pe toți făgărășenii care își iubesc locul de muncă, localitatea și, bineînțeles, cinstea și onoarea să voteze cu Victor Viorel Ponta. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă doresc mult succes în continuare până la final de campanie și vă aștept ori de câte ori sunt noutăți din munca nobilă pe care o desfășurați. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv. Toate cele bune!